Consilierii locali suceveni vor avea de luat o decizie importantă în ultima întrunire din această lună și mandat. Proiectul vizează aprobarea caietului de sarcini pentru angajarea unui credit necesar finanțării lucrărilor de construire a sălii polivalente. E vorba de un credit în valoare de 25 milioane lei, a anunțat primarul Sucevei Ion Lungu. Sigur că a durat până s-a făcut caietul de sarcini, intrăm cu el la aprobare, este o sumă mare și sper că în Consiliul Local să aprobe, în așa fel încât să putem demara procedurile pentru licitație și mai departe licitația propriu-zisă pentru sala polivalentă. Eu îmi doresc ca în acest an să se bată primii țărușă, așa cum am spus, la acest proiect important pentru municipalitate, așteptat de suceveni, sala polivalentă. Complexul sportiv cu o capacitate de 5.000 de locuri urmează să fie realizat pe un teren de 120.000 metri pătrați, situat în zona din spatele hipermarketului Metro. Conform studiului de fezabilitate realizat deja, sala polivalentă urmează să fie constituită dintr-un ansamblu de 3 corpuri separate cu regim de înălțime demisol parter un etaj cu o înălțime de 18 metri, dispus paralel cu bulevardul Sofia Vicoveanca. Complexul sportiv include mai multe săli pentru desfășurarea competițiilor sportive și antrenamentelor care la nevoie pot fi utilizate și pentru găzduirea unor manifestări publice, precum și cabinete de fizioterapie și kinetoterapie.